În contextul actual, ați văzut că a fost o tornadă în Călăraș săptămâna trecută. Se anunță ploi aminoacide. Cum credeți că este această veste pentru fermieri, pentru legumicultori? Pentru fermieri și pentru legumicultori, semnele nu sunt corecte și nu sunt îmbucurătoare, deși ne așteptăm la o diminuare excesivă a producției agricole și suntem îngrijorați totalmente și noi, chiar dacă nu suntem agricultori. Ne e frică, rămâi și din casă câteva zile, ne e frică. Dumneavoastră, cum vă protejați de ploile aminoacide? Păi ce, stăm în casă, nu mai ieșim afară, a fost furtuna aia, am văzut la știri, ce să facem? Urmează să vină, vă veți refugia în casă? La noi, în Craiova sau? Peste tot, în toată România. Păi ce să facem, o să stăm în casă, nu mai ieșim afară, ce să facem? Asta e. Se anunță ploi aminoacide, ce părere aveți de asta? Ce vrea cel de sus? Se anunță ploi aminoacide, ce părere aveți? S-au stricat recoltele, ăștia s-au afectat roșiile cu gogonele în ele. S-au negrit pe cotor și roșiile se coacă. Se recoltă propria? Doamnă, aveți solar? Da. Dar aveți și culturi care să nu fie pe solar? Da. În regulă. Se anunță ploi aminoacide. Ați văzut că a fost acea furtună, ați văzut schimbările climaterice din ultima perioadă. Cum vă protejați? Vă sperie, nu vă sperie? Pe mine nu. Pe internetul și televizorul sperie poporul. Urmează ploi aminoacide. Veți mai cumpăra legume cu care au fost plouate de ploi aminoacide? Nu, normal n-ar trebui să mai cumpăr. De ce? De ce nu ați cumpărat aceste legume? Păi nu, nu se știe ce... Cu ce s-au afectat legumele de la ploaie? Cu aminoacizi, de la ploile aminoacide. Da. Tocmai, eu de asta încerc să cumpăr cât, nu știu, să fie, de mă uitam acum și făceam poze, pentru că vreau să cumpăr să fie cât de undeva de la țară, să fie mai sănătoase. Vă e frică de aminoacizi? Da. Ce vă dă certitudinea că legumele astea nu conțin aminoacizi? Păi nimic nu îmi dă certitudinea, n-am de unde să știu. Dar hrana pe care o consumați, credeți că conține aminoacizi? Păi... A mai fost ploi și de asta vă întreb. Da, știu, este posibil. Acum nu se știe niciodată ce cumpărăm, ce conțin, ce este. Ce măsuri de prevenție luați împotriva aminoacizilor? Niciuna n-am luat până acum. Sunteți elevă, studentă? Nu sunt nici elevă, nici student. Am terminat. Deci răspunsul meu nu e relevant. Dați puțin. Vreau să zic, v-am întrebat și înainte de interviu dacă faceți un sondaj sau ce părere, mă rog. Ce părere aveți dumneavoastră? Cred că... Stați puțin. Eu cred că toată problema... E... Într-adevăr, sunt schimbări climatice, dar nu cred că eu sunt persoana care să vă dau un răspuns. Nu, dumneavoastră personal, dacă ați avea culturi... Părerea mea nu contează. Pentru mine contează, altfel nu vă întrebam, vă dați seama. Păi, mă să-mi dau să se fac da sau nu, tipisate sau nu, deci... Dacă să cred să ce? Că n-am... E vorba de același aer rece, brusc, venind de la ruși. Credeți că este o conspirație meteorologică, adică se preconizează? Da. Chiar dacă aș fi, vă spune, dacă aș fi în măsură și aș fi atât de informat, vă spune, înseamnă că aș fi un om cu putere. Ceea ce nu par, bineînțeles, hai să vin sincer. Vor să oblige școlarii din învățământul preșcolar și primar, adică clasele 1-4, să învețe, obligatoriu, repet, cifrele arabe. Cu ce ocazie? E obligatoriu, e decret național, vi se pare normal? De ce să mă oblige pe mine să învăț ce nu vreau? Mă scuzați că mă întreb, ce vârstă aveți? Ce? 60. Mulți înainte, dacă v-ar pune cineva la 60 de ani să învățați cifrele arabe? Nu mă pricep la asta, nu mă bag. Le-ați învățat sau nu? Nu. Nu este bine să-i oblige, nu trebuie să-i oblige să învețe. Dar ce cifre ar trebui să învețe? Ce cifre, dacă nu cere cele arabe, ce cifre ar trebui să învețe? Nu știu, sincer, ce vrei? Ce vrei? Adică romane, engleze? Engleze, dar nu arabă. Nu să ne oblige, adică, zic. E greșit să se folosească? Nu e greșit, dar nici să-i oblige, așa, nu știu ce să zic, nu e greșit. Nu trebuie să te oblige dacă nu știi. Se presupune că guvernul va da o lege prin care toți copiii din învățământul preșcolar și școlar să fie obligați să învețe la școală cifrele arabe. Cum vi se pare treaba asta? Păi dacă e nevoie, ce zice, ce ordin este asta să execută? Ce să zicem noi?
Așa, arabe, credeți că folosesc cifrele arabe la ceva oamenilor? Eu știu ce... Asta întreb și eu, doamnă. Alăturați-vă, vă rog, veniți aproape. Dumneavoastră, cum vi se pare această idee, doamnă? Spune ce ați terminat, mă scuzați că vă întreb. Am terminat liceul. Dumneavoastră, dacă ați avea din nou oportunitatea de a învăța cifrele, le-ați învăța cifrele arabe? Da, dacă ați avea posibilitatea, aș învăța. Știți vreo cifră arabă? Nu. Copiii vor fi obligați ca din școala primară să învețe cifrele arabe. Cum vi se pare treaba asta? Eu nu cred. E obligatoriu, este garantat, vă... prin absolut în lege, în legea educației. Scrie treaba asta. În învățământul 1-4, cifrele arabe. Păi cifrele sunt la fel peste tot. Arabii au aceleași cifre ca noi. Omul zilei. Felicitări la oameni. Și încă o întrebare. Guvernul și Ministerul Educației vor să facă, dacă nu au făcut deja, obligatoriu pentru învățământul școlar și preșcolar, studierea cifrelor arabe, încă din clasa 1. Cum vi se pare această veste? Eu cred că e un lucru bun, îmbucurător, să studieze copilul, adică să-și formeze în educație prin sistemul de învățământ al statului, să-și formeze o idee extraordinar de bună și, cum să vă spun eu, dumneavoastră, ca pentru societate să fie pregătit viitorul societății, adică copilul, și prin familie educat, dar și în special prin școală. Dar nu puteau să găsească altă limbă, neapărat arabă? Cifrele arabe, de ce, la ce ajută? Ce credeți dumneavoastră? Noi utilizăm cifrele arabe în...